Emoții, recunoștință și admirație, acestea sunt sentimentele care au predominat la evenimentul organizat la Târgu Mureș cu ocazia Zilei Armatei României. Sărbătoarea a avut loc sâmbătă 25 octombrie în Piața Victoriei din municipiul Reședință de Județ. Garnizoana Târgu Mureș, cu sprijinul instituției prefectului, a pregătit o manifestare de cinstire a militarilor români, la care au luat parte reprezentanței tuturor instituțiilor publice importante din județ. Momentul a cuprins expoziție de tehnică și armament, ceremonie militară și religioasă și defilare. Anul acesta, la 25 octombrie 2014, se împlinesc 70 de ani de când ostașii Armatei României au eliberat ultima parte a teritoriului național de sub ocupație străină. A fost un moment glorios a istoriei noastre și inspiră și astăzi pe militarii care acționează în misiuni în țară și în teatrele de operații. Sărbătorim și în acest an, azi, 25 octombrie, Ziua Armatei Române, prilej de cinstire a acestei instituții fundamentale a statului român, factor de stabilitate și echilibru în societate, ea este cel din tâi și cel de pe urmă sprijin al neamului românesc. Astăzi, Ziua Armatei, sigur, este o zi importantă pentru poporul român, pentru Armata Română. Armata Română este instituția cu cea mai mare credibilitate în rândul populației. Și cu această ocazie vreau să urez militarilor Armatei Române la mulți ani, multă sănătate și fericire alături de familiile dânșilor. Sigur, militarii români sunt oameni care pun mai spre sus decât toate datoria față de țară, oameni care își lasă acasă mame, copii, soții înlăcrimate și pleacă în misiuni, în misiuni de luptă, în teatrele de operațiuni. Este foarte greu pentru dânșii, dar datoria de țară este, cum spuneam, mai presus decât orice. Este un eveniment deosebit care a avut amploarea care îi se cuvine și eu sper că după lumea multă pe care a fost un eveniment reușit și așteptat. Ce vă inspiră dumneavoastră? Ce sentimente trăiți atunci când vă gândiți la Armata României? Pe lângă faptul că îi respect și știm că le datorăm foarte mult, tot timpul m-a rugat la Dumnezeu să nu avem niciodată nevoie de experiența și de ei, să putem trăi în pace și este o necesitate, dar care trebuie să fie bine pregătită, armata noastră, avem nevoie de siguranța neamului nostru, dar să fie doar pentru siguranță, nu și pentru evenimente reale. Cei prezenți au avut ocazia să vadă o parte din tehnica din dotarea structurilor Sistemului Național de Apărare. S-au depus coroane la monumentul soldatului necunoscut și a avut loc o paradă.